Fata în vârstă de numai 14 ani a fost găsită spânzurată cu eșarfă de oțeav azi dimineață chiar de tatăl ei. La casa unde locuia copila a ajuns și ambulanța. Medicii au încercat să o resusciteze, dar nu au reușit. Profesorii de la școala din Vădeni unde învăța Minora spun că Adriana era un copil model, care avea un comportament exemplar și rezultate bune la învățătură. Dascălii și colegii ei de clasă au aflat azi dimineață de gestul fetei. Vestea că eleva s-a sinucis i-a cutremurat pe toți cei care o cunoșteau. Directorul adjunct al școlii spune că Adriana a vorbit ultima dată cu colegii ei de dimineață pe internet, dar nimeni nu și-a dat seama ce voia să facă. Singura explicație este plecarea mamei la muncă în Italia. Eram la oră când am primit această veste. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat, pentru că era un copil deosebit. Era o elevă conștiincioasă, era o foarte bună colegă, era chiar un elev care nu prezenta niciun fel de probleme. Singurul lucru pe care pot să-l explic sau singura explicație care îmi vine în minte este cea legată de plecarea mamei ei. A fost plecată foarte mult timp în străinătate și acum a plecat pentru o perioadă, e adevărat, pentru o perioadă scurtă. Directorul adjunct al școlii mai spune că fata era singură la părinți. Ce știu, pentru că am vorbit cu elevii după aceea, când le-am adus și lor cumplita veste, unul dintre colegi mi-a spus că a vorbit cu ea pe Messenger, acum o jumătate de oră, pe la 11. Au fost la plimbare sâmbătă, cu toții, făcea parte dintr-un grup de fete foarte cuminți. Vecinii povestesc că tatăl ei avea grijă de fată și că în fiecare dimineață o ducea la școală cu mașina. Tatăl o ducea în fiecare zi la școală, o lua cu mașina de acolo, o ducea cu mașina la grădiniță, iar când a fost la grădiniță la cămin și atât, o creștea bine, nu era să dea în ea sau să o certe sau ceva de genul ăsta. Mai avea frați? Nu mai avea nimic, era singură la părinți, singură la părinții. Polițiștii aflați la fața locului au început o anchetă. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de către un bărbat în vârstă de 48 de ani din localitate cu privire la faptul că vecinul său și-a găsit fiica în vârstă de 14 ani decedată în locuință. Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au efectuat cercetarea locului faptei. Trupul neînsuflețit al copilei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.